iubit, uite așa m-am perpelit. Și când am mai ațipit, glasul lui l-am auzit noi. Din gurița lui zicea, mândr-o boboceaua mea, din guriță ți-aș bea pere și din sân ți-aș mânca pere. Zi-mă! Și de așa mare durere nu mă mai țupă picere. Dă-mi, Doamne, zile să-ți am, pe brațele cui mi-e drag, să-mi puie mâna la cap, să mă întrebe de ce zac, mă. Am venit cu mare plăcere. De ce vă place tânăra aici, de fapt? Se vede cu ochiul liber. Se aude cu urechile și cu sufletul, mai ales. Mai ales e cu frumoasă, sufletul. Ca din tablourile lui Grigorescu. Este un om care merită să iasă în fața publicului, să fie primit cu dragoste, pentru că ea se dăruiește cu multă sinceritate. Ce să vă mai spun mai mult? Iubiți-o pe Simona pentru că merită. Ce frumos! Floarea Carotă, mulțumim foarte mult, stimată cu toată doamnă, dragostea. Și vă mai așteptăm aici la noi. Cu toată oricum, dragostea. Mulțumim! Bun, Mircea Dinescu, vă rog. O iubim pe Simona, dar pe doamna Flora Calotă și mai tare. Așa, pentru așa. Că chiar am fost impresionat. A fost nemaipomenită doamna Calotă. Sigur că a fost foarte bună combinația, dar pentru mine a fost o revelație că am ascultat-o în viu pe doamna Calotă. Aplauze pentru doamna Calotă și pentru Simona. Mulțumim! Cornelia, te rog. Nota 10 din partea mea. A fost un moment de nota 10. Doamna Floarea Calotă, excepțională. La fel ai fost și tu. Tot ceea ce corzile tale vocale emit, simți din sufletul tău. Eu asta am simțit și mi-a plăcut tare mult. Mulțumim! Niculina! Dacă doamna Floarea Calotă este forța teleormanului, tu cred că ești dulceața și candoarea teleormanului și cântarăți de mari, sărăți la ficați. La ficații mei. Deci ți-a plăcut. Deci bun. Îmi plăcut de numai putin. Mulțumim, Elize Stan. Dacă doar după 4 ani, că înțeleg bine, Simona, doar de 4 ani ai început să cânți, tu cânți în felul ăsta, cu certitudine ai un viitor strălucit și faptul că te susține doamna Floarea Calotă și atenție de doamna Floarea Calotă
nu prea se poate trece. De ce? Pentru că este într-adevăr perfectă, este într-un anume fel. Eu nu vreau să spun că tu ai trecut, dar nici de rușine n-ai făcut-o. Ai cântat foarte bine. Bravo. Mulțumim, mulțumim. Grigorelese, vă rog. În Telorman sunt genuri și genuri muzicale. Dacă în prima probă a venit cu o melodie asemănătoare, eu aici mă așteptam să cânte altceva, să se ducă într-un alt gen, dramatic, să facă altceva. Cum facem de partajare? Pe de altă parte, am spus chiar în această emisiune, da, că se pot alege și piese asemănătoare atâta timp cât emoționează, atâta timp cât ele fac parte, să zicem, dintr-un ritual. Nu, ea a venit aici, eu îi dau notă și punct. Bun. Aici e toată povestea. Corect. Da, nu te așteptam. Da, bun înțeles. Dragă noastră, mai ai doba a treia, da? Cu încredere și succes. Așa zic. Succes. Sunt foarte preocupată. Nu știu cum să fac.